responsabila unei agenții Lotto din Ploiești a trecut astăzi de dimineață prin clipe de coșmar, fiind atacată de un tânăr necunoscut înarmat cu un cuțit. Țipa scaunile trântite, odorogea acolo. Mi-am dat seama că e ceva aici la Lotto și am ieșit repede. Camerele de supraveghere au surprins toată scena. Femeia, deși speriată de moarte, a avut prezența de spirit și s-a luptat cu individul care, sub amenințarea cuțitului, îi cerea banii încasați până la acea oră. Femeia i-a explicat că încă nu a încasat niciun ban și s-a împotrivit, lovind cu palma peste cuțitul cu care era amenințată, împrejurare în care s-a tăiat la un deget. În această dimineață, imediat după deschiderea agenției, după responsabila unității, în interior a pătruns un tânăr necunoscut în vârstă de aproximativ 20-25 de ani. Sub amenințarea unui cuțit, acesta i-a cerut femeii banii din încasări. Din interiorul agenției nu au fost sustrase sume de bani, iar reclamanta nu a necesitat acordarea de îngrijiri medicale ca urmare a leziunilor suferite. În 49, domnișoare, eu sunt bătrân, să fura masiv la țară, eu sunt de la țară, și să fura masiv. Și a adus milițiile muncitorești și fără somaje îi împușca. Pe aia care atacau și s-a făcut ordine într-un an de zile. A trebuit năstrită legea? Da. Poliția municipiului Ploiești a demarat cercetările în vederea depistării suspectului și luării măsurilor legale.